Garda de Mediu Constanța a sancționat fabrica de ulei din Constanța cu amendă în valoare de 50.000 de lei. Verificările s-au efectuat ca urmare a notificării transmise de operatorul rețelei de apă și canalizare din municipiul Constanța cu privire la poluarea rețelei de canalizare cu grăsimi vegetale. S-a constatat că operatorul a evacuat ape uzate tehnologice insuficiente purate în rețeaua de canalizare orășenească, înregistrându-se valori peste limitele concentrațiilor maxim admise de normativele în vigoare. Societatea nu a asigura sisteme adecvate de supraveghere, urmărire și autocontrol a instalațiilor și proceselor tehnologice în scopul prevenirii emisiilor de poluanți contrar ordonanței de urgență 195 pe 2005 privind protecția mediului, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Constanță.